Mariana Dorobanțu din Curtișoara se ocupă cu legumicultura de când se știe. Împreună cu ceilalți membri ai familiei, pentru producția din acest an, munca a început încă din iarnă. Acum încearcă să-și vândă răsadurile în principala piață din Slatina. Este de ardei, de roșii, de castraveți, de varză, de cam tot ce se pune în grădină. Pentru a nu rămâne cu răsadurile nevândute, oamenii au scăzut prețul cât de mult au putut. Firul de răsad costă între 20 și 60 de bani. Cele mai ieftine sunt roșiile, iar ceva mai mult trebuie să scoată din buzunar cumpărătorii care doresc vinete. Pentru cei care cumpără cantități mari de răsaduri, prețul se poate negocia. Așa face și tanti Victoria de la Străjești. Acum negociem și noi cu omul, nu o să-i luăm eu. Nu vezi că munca noastră nu e prețuită. Mulțumiți de oferta de răsad, dar și de prețurile practicate de legumicultori, sunt și cumpărătorii. Mulți dintre cei care vor să-și producă singuri legumele necesare știu exact de la cine să cumpere și ce cantitate. Inclusiv în afară de varză, în rest, venite, ardei gras, ardei capia, gogoșar. În anul ăsta sau și din anii trecuți? Nu, și anii trecuți și anul ăsta. Și cum a fost răsadul? Foarte bune, au dat randament. Roșii românești, ardei gras, capia, gogoșar. Cum e prețul? Prețul e bun. L-ați mai luat? Da, în tot timpul iau de la doamna Michi. Piețele sunt pline în această perioadă de răsaduri. Oferta este diversificată, fiind la vânzare răsaduri de roșii, castraveți, ardei de tot felul, vinete, conopidă, țelină, varză sau sfeclă roșie. Cererea s-a redus însă din cauza vremii capricioase care împiedică plantarea răsadurilor în câmp.